Am votat pentru că trebuie să facem o schimbare în bine pentru cetățenii Galațiului. E timpul să acordăm o șansă micilor întreprinzători, tinerilor, să deschidem orașul pentru marile investiții. E timpul ca cetățenii din Galați să ducă o viață civilizată, să aibă spitale curate, bine dotate, în care gălățeanul să își poate rezolva probleme de sănătate. Nu trebuie să uităm pe cei care au construit acest oraș, pentru că au nevoie de dragostea noastră, de sprijinul nostru, astfel încât să ducă un trai bun în municipiul Galați. În urma scrutinului de astăzi, credeți că aceste obiective se vor îndeplini? Sunt convins. În ce mă privește pe mine. Deci eu pentru asta am votat și cred că, sigur că în programul pe care l-am avut, am prins aceste probleme în detaliu, astfel încât că sunt convins că aceste obiective se vor realiza. Care sunt așteptările dumneavoastră legate de aceste alegeri? Îmi aștept ca orașul Galați să redevină ce a fost, un oraș prosper, un oraș dezvoltat, cu locuri de muncă, astfel încât tinerii și numai tinerii să nu mai plece în alte localități sau din țară, să rămână în Galați. Încă din prima oră de la deschiderea secțiilor de votare și-a făcut simțită prezența Eugen Durbacă. Acesta a venit însoțit de unul dintre cei 5 nepoți și de Cristian Dima, președinte executiv al de Galați. Candidatul Alianței Liberalilor și Democraților la primăria municipiului Galați a declarat că își dorește o schimbare în bine a vieții gălățenilor. Am asistat acum la un vot al gălățeanului, unui gălățean de frunte, care sperăm să ducă spre progresul orașului și spre introducerea și reintegrarea într-o Românie dezvoltată a zonei Galați, Brăila, Tulcea și bineînțeles că Galațiul este pionul foarte important al acestei regiuni, este centrul regiunii și de ce nu ne dorim un Galați european, un Galați care să aibă plin avânt economic și sperăm ca toate aceste voturi pe care gălățenii astăzi din timpul lor și și alocă un timp pentru a participa la vot să fie înspre dezvoltarea și progresul Galațiului. Nu ne așteptăm ca acest progres să vină peste noapte, pentru acest progres trebuie muncit, trebuie ca fiecare dintre noi să ne implicăm pentru ca soarta orașului să fie în permanentă creștere. Nu poți să te aștepți de la un singur om, un singur om este vector, este cel care poate încerca să mobilizeze cât mai mulți oameni, dar de fapt fiecare dintre noi avem datoria față de familia noastră în primul rând și datoria, nu în ultimul rând, datoria civică de a încerca să participăm permanent la dezvoltarea urbei din care facem parte.